Eugen Nicolaescu a subliniat că anul 2013 este important pentru Ministerul Sănătății și pentru Asociația Pacienților cu Boli Rare, pentru că se va implementa recomandarea Consiliului European din 8 iunie 2009, care prevede adoptarea planurilor naționale de boli rare până la sfârșitul acestui an. Ministrul Sănătății a anunțat că probabil acest lucru va fi realizat mult mai devreme. Referitor la parteneriatul semnat, Eugen Nicolaescu a spus că prin parafarea acestuia se urmărește, pe lângă un semnal serios dat opiniei publice, punerea bazelor unei colaborări instituționalizate, definitivarea unui comitet național de boli rare, organism științific interdisciplinar, care va fi acel consultant de care Ministerul Sănătății are nevoie pentru definitivarea tuturor proiectelor pentru acest domeniu. Vrem să facem împreună un set de criterii pe baza cărora să putem să înființăm centrele de expertiză pentru managementul bolilor rare. În perioada următoare încercăm să acoperim cu centre de expertiză o zonă cât mai largă din România. Tot împreună încercăm să redefinim direcțiile prioritare de acțiune pentru continuitatea îngrijirilor pacienților cu boli rare, să reușim să realizăm programul național de boli rare pe care să-l includem în Strategia Națională de Sănătate 2014-2020, a declarat Eugen Nicolaescu. Președintele Asociației, Dorica Dan, a punctat că până la sfârșitul acestui an trebuie să fie realizat un plan național de boli rare. Ea a amintit un moment de referință pentru Alianța Națională pentru Boli Rare anul 2008, când a fost semnat cu ministrul Eugen Nicolaescu implementarea Planului Național de Boli Rare din România, țara noastră fiind atunci a doua din Europa care avea un astfel de plan. Nicolaescu a mai anunțat că în maximum două luni va funcționa Agenția Națională de Programe în subordinea Ministerului Sănătății ca o agenție guvernamentală care va avea câte un manager pentru fiecare program național.